Revenim în studio, vorbim astăzi despre galuri, despre modul în care schimbă fața comunității, pentru că unul din sloganurile pe care le întâlnim într-o... Galul lucrează cu PNDR-ul, bineînțeles, și avem acolo satul românesc care e viitor și vom vedea dacă are viitor, pentru că avem doi invitați în studio, continuăm cu aceștia, domnișoara Raluca Dumitrescu, vicepreședinte FNGAL și domnul Costel Brateș, care este un agent de dezvoltare într-unul din galurile importante din sud-estul țării. Are România viitor în zona rurală? Pentru că asta spune, există pe sloganul PRDR-ului. Da, cu siguranță. În primul rând, noi îl construim, de fapt. Îl construim și noi. Vreau să spun că una dintre problemele pe care o avem, o provocare când scriem strategia, este logo-ul de la care pornim. Am ales pentru Danubius ideea ta pentru comunitatea noastră. Tocmai în sensul că pentru noi viața și universul începe la sat. Corect. De la micro la macro. Exact. Noi credem că satul românesc poate aduce în continuare multe beneficii României din punct de vedere al spațiului economic, că este un spațiu cultural și idilic deosebit, chiar dacă nu ne mai place foarte mult să mergem la țară. Să știți că încep să observ că lucrurile se inversează. Începem, dar timid și foarte, foarte puțin. Nu în toate zonele. Cele care au potențial turistic merg foarte bine, dar celelalte mai puțin. Și faptul că în satul românesc sunt oameni deosebit de frumoși, care au niște tradiții extraordinare și pe care noi le dorim. Este un legăn al românismului până la urmă, satul acolo. Corect. De fapt. Iar cea mai bună hrană e de acolo. Corect. Ideea este de acord aici cu dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, faptul că în România, deci sunt peste 2700 de comune, consider că consistența există aici, deci în mediul rural. Sau consistența este dată de către mediul rural și este corect și normal. Chiar dacă populația este echilibrată între rural și urban. Chiar dacă populația este echilibrată, dar, din punct de vedere teritorial și administrativ, dar... În mileniul în care trăim este corect și normal să se dezvolte și satul românesc, să ajungă la un nivel... în cel mai scurt timp să ajungă mediul urban în speță să existe sau nu mai concepem să existe în mileniul acesta comunitate fără rețea de alimentare cu apă care se distribuie apă 24 din 94, apă de calitate. Nu concepem să mai existe comunitate în care să nu mai existe infrastructură rutieră în speță, drumul cel puțin pietruite, dacă nu asfaltate. Să nu existe comunitate în care să nu existe rețea de canalizare cu stație de epurare. Să nu mai există infrastructură școlară, pentru că vedem foarte des în emisiunile pe care le prezintă media școli care sunt cu probleme sau școli în care, sincer, nu concepem că se poate desfășura activitatea în sistemul de învățământ. Educația joacă un rol foarte important în societatea noastră. Din punctul nostru de vedere... Și până la urmă, oferirea de egalități de șanse pentru copiii de la din zona rurală față de cei din zona urbană, pentru că ei sunt viitorul. Da. De altfel, au și dovedit, îmi cer scuze, că copiii din mediul rural anul acesta au fost primii la licee. Au intrat cu cele mai mari. Sunt strategii, într-adevăr, în care, la distribuirea aceea de la examenul de maturitate, foarte mulți vin din zona, pentru că ocupă locurile amăzuri, de unde vin din școli din zona mic, urbană și rurală. Galurile vin să rezolve mici deficiențe care există, mici sau mari deficiențe care există în foarte multe comunități din mediul rural, în speță. Foarte mulți primari, așa cum am spus inițial, vor să-și cumpere acele utilaje ca să poată să rezolve problemele la situații de urgență sau în administrarea domeniului public și privat. Sunt primari care vor să rezolve deficiențe care există la sisteme de alimentare cu ape, pentru că apa pe care o distribuie au anumite probleme în ceea ce privește calitatea și potabilitatea ei. Sunt primari care doresc pe anumite măsuri să reabiliteze un cămin cultural, un sediu de primărie, așa cum a spus și domnișoara președinte. Deci galul vine și rezolvă unele din problemele pe care le au edilii la nivel de localitate. Sigur, acele sume vor putea să fie accesate, pentru că așa cum i-am cunoscut pe domnii primari în aceste ședințe de informare și animare, am constatat că sunt niște oameni serioși. Cu siguranță în spatele lor stau... Că vor și pot. Stau, da. Deci este foarte important să vrei. Dacă vrei, cu siguranță are și capacitatea, că nu întâmplător a ajuns acolo edil. Deci cetățeanul l-a trimis acolo pentru că are capacitatea să rezolve deficiențe care există sau să rezolve problemele din comunitatea respectivă. Cu siguranță în spatele lor stau niște specialiști, pentru că primarul nu poate să rezolve. Corect, primarul nu este specialist. Au niște specialiști care prezumția de nevinovăție, așa spune, pentru majoritatea primarului. Să știți că am întâlnit totuși și primari în alte zone care încă au niște
împietriri în niște chestii mai vechi, din păcate. Și aveți și dumneavoastră exemple, mi-ați spus corect, înainte de este, unii care s-au fost așa arici, ce să fac eu și de ce să intru și că sunt fonduri și că mă leagă. Dar gândiți-vă că sunt și alte oportunități. Sunt comune care au bugete care își permit să facă investițiile astea. Cele din zonele apropiate urbane și care au exact, și care sunt edili care obiective au comerciale, industriale mari pe zona lor. Exact, sunt edili care au reușit să aducă agenți economici mari, puternici, care le asigură suficientă sustenabilitate industriale pentru toate acțiunile. Ce vreau să spun este că banii noștri nu se referă numai la administrație. În marea lor majoritate, fondurile sunt destinate privaților. Privaților. Și mai e un lucru important. Grupurile de acțiune locală, ca să fim cât mai practici și mai exemplificativi, rezolvă niște probleme pe care programele naționale nu le rezolvă. Da. De exemplu, dacă un sistem de apă, ca să poată fi modernizat sau să fie continuat ca și proiect, să deservească cât mai multe gospodării, ar trebui la momentul depunerii proiectului să aibă autorizație de la DSP și de la mediu. În ceea ce privește grupul de acțiune locală, el poate să dea o finanțare pentru acele sisteme care nu au aceste autorizații. Asta face liderul. Rezolvă niște probleme pe care cadrul național este îngrădit să le facă, să o facă. O facă, corect. Foarte corect. Spuneați că sunt diferite destinații pe care galurile le dau acestor fonduri pe care le absorb. Care este, să spunem, procentul cel mai mare de sau destinația preponderentă pentru astfel de fonduri? Există o clasificare, așa, ce și-au un gal, de exemplu, am înțeles, echipamente pentru comunitate care înseamnă un bul de excavator, un grader sau, eu știu, altceva, sau ce mai au nevoie? Să știți că investițiile în achizițiile de utilaje au apărut ca o oportunitate acum, pentru că în acest moment Programul Național de Dezvoltare Rurală are bani și pentru drumuri, are bani și pentru apă și canalizare. Există și programul guvernamental care a dat foarte mulți bani către administrație și atunci primarii spun, dacă fac canalizarea prin PNDL, corect, sau o fac prin PNDR, îmi cumpăr, modernizez la sistemul, la serviciu public care îmi deservește localitatea. Dar cei mai mulți au făcut investiții în cămine, în sedii de primării, care anul acesta nici programul guvernamental, dar nici PNDR-ul nu erau fonduri, așa știu, exact, da. Exact. Nu l-au ca investiție obligatorie. Sunt foarte mulți care ajută ansamblurile folclorice care se desfășoară, care își desfășoară activitatea în mediul tradiție rural. Tradiție și continuitate. Exact. Sunt mulți care merg către after school împreună cu o fundație sau o asociație. În mod particular, biserica se implică foarte mult în aceste activități. Sunt primele proiecte multifond pe care România le va accesa și noi sperăm să fie cele mai frumoase. Când vor începe aceste? S-a publicat deja ghidul pe ghidul este publicat? Da, pe POCU pe 5-2, iar galul au dat drumul deja acestor linii de finanțare. Singura problemă este că pentru after school, legislația română pretinde că la începutul calendaristic al anului, Consiliul de Administrație al Inspectoratelor Școlare să-și dea acordul pentru înființarea acestui after school. Toată lumea își dorește. Și durează un astfel de... Nu. Este un acord de principiu, dar trebuie să țină de începutul anului. Am înțeles. Deci noi trebuie începutul undeva în septembrie, neapărat, că altfel nu se poate. Anului calendaristic. Calendaristic, ianuarie, adică, am înțeles. Ianuarie. Există o păi directivă... Și nu e contradicție aici, anul calendaristic cu anul școlar? Nu. Nu. Sunt nicio formă, pentru că atunci se fac bugetele. Eu am înțeles, dar din punct de vedere să începe o activitate de after school undeva în anul următor, în ianuarie sau februarie. Niciun caz nu se începe atunci, atunci se dă acordul. Acordul, deci durează până în la toamnă. Următorul an școlar. Asta am vrut să înțeleg și eu. Exact, after school-ul trebuie să beneficieze de un corp profesoral care își elaborează propriile materiale care sunt și aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, presupun și investiții din PNDR, adică de la galuri în ceea ce privește infrastructura, partea de, ziceți, de materiale și de resurse umane fiind asigurate din POCU. Am înțeles. Domnul Brată, cine poate face parte dintr-un gal? Sunt cei trei parteneri consacrați. Unitatea Administrativă Teritorială, UATU, Comuna,
ca entitate juridică, așa cum este înregistrată în momentul de față, societățile comerciale, firmele private, persoane fizice autorizate și ONG-urile. Am înțeles. Și bineînțeles, micile orașe până la 20.000 de locuitori. Corect. Persoane fizice din orice domenii care nu sunt persoane fizice autorizate pot face parte? Da. Bineînțeles. Care este calitatea lor într-o astfel de construcție a unui GAL? Extrem de importantă. Ne ajută la încredere, la vizibilitate și la promovare. Aceștia sunt vector de imagine ai comunităților locale, să înțeleg cei care de obicei sunt. Învățătorul, preotul de obicei, da. Înțeles. Interesant. Doctorul. Doctorul, da. Asta, de fapt, acești vectori de imagine care vorbeam și de aceea am adus discuția, erau, știm bine, chiar din poveștile pe care le am și eu de la părinții mei, bunicii mei, în comunitățile locale, chiar înainte de război, al doilea război mondial și după război, erau factorii decisivi în ceea ce înseamnă viața, pulsul acelei localități. Preotul, învățătorul și primarul. Cam astea erau cei. Mai erau, mă rog, felcerul sau ce era? Să știți că grupurile de acțiune locală au fost foarte mult sprijinite de aceste personaje. În mod special, medicii au venit și au luat bani de la GAL. Avem cabinete medicale extraordinare de bine dotate la Giurgeni, la Cogălnicianu, la Bucu, stomatologie, avem ecograf. Interesant. Sunt oameni care își desfășoară activitatea acolo și sunt recunoscuți. Vin din orașe la acești medici care sunt foarte buni și foarte bine cotați pe piață. Interesant acest lucru. Asta poate este un argument în ceea ce spuneam eu, că lucrurile încep să întâmple puțin invers, de la oraș către sat, să vină oameni importanți, oameni care își doresc să lucreze într-un alt fel de spațiu, nu într-un oraș pe vertical, undeva pe orizontal, să spunem acest lucru, și crește calitatea actului de la cel medical, de la cel învățământului, de la, eu știu, actul, așa să spun, din toate punctele de vedere, ce se poate întâmpla și într-o comunitate locală, rurală. Asta este scopul liderului. Dacă grupurile de acțiune locală reușesc să aducă tinerii, să aducă cei mai importanți vectori către mediul rural, și-a atins ținta. Interesant. Ați vorbit de tineri în acest moment, avem și vizitatori. Tinerii, cât de activi, implicați și responsabili sunt într-un astfel de structură? Foarte mult. Foarte mult. Eu vă dau un exemplu. Colegii mei toți își termină vârsta pe undeva pe la 30 de ani. Cel mai tânăr colaborator al nostru în programarea 2007-2014 avea 23 de ani. Noi am semnat contractul de finanțare în ianuarie, el și-a luat licența în februarie și din martie a venit să lucreze la noi. Se numește George Manta, este un copil foarte pregătit. La sfârșitul programării ne-am bucurat foarte tare să aflăm că vrea să plece de la GAL și să stea pe picioarele lui. Cred că a fost cel mai important lucru pe care GAL a putut să-l facă. Infuzia de încredere a fost maximă pe care el a primit-o. Da, și colegii mei, Auraș Claudiu, care este un copil foarte tânăr, până în 35 de ani, Cristi, Sandel Iulian Voicu, Vlad Fera, Florin Stănescu, Valentina Costică, sunt toți până în 40 de ani. Am înțeles. Ei treptat vor ieși din structură, își vor face propriile lor direcții. Vor să vină alții? Da, cu siguranță. Și noi plecăm. Și eu și domnul Brateș ne vom termina mandatele și vom merge către altceva. Grupul de acțiune locală, ca să poată să trăiască și să producă pe viitor, trebuie întotdeauna să vină o persoană cu mai multă viziune, cu mai multă viziune, cu mai multă responsabilitate, cu altă modalitate cu altă de viziune, dezvoltare. Nu știu dacă mai multă sau mai puțin, dar cu altă viziune e clară, adică să încerce și să exploreze și alte lucruri pe care poate dumneavoastră n-ați putut să le observați. Inovația este cel mai important lucru. Absolut. Oricum, sunt cei care pregătesc terenul pentru generația următoare și sunt vectorii noștri de cine în teritoriu. Cam câți sunt în momentul de față în galul pe care îl, să spunem, îl dezvoltați, că sunteți agenda de dezvoltare? Domnul președinte, deci a scos în evidență pe cei trei care funcționează, deci la GAL Danubius, dar ei sunt cei care coordonează în mod special activitatea tinerilor care activează în zona noastră, teritoriul nostru GAL Danubius. Sunt peste 20 de tineri.
Avem, ziceți, o structură de 6 angajați. Uh-huh. Este modelul standard pe care Ghidu l-a dat. Noi ne-am extins. Și eficient? Da. Este extrem eficient, de eficient, pentru că anul acesta experții GAL vor face și conformitatea cererilor de plată. Ah, ok. Deci este un grad de încărcare mai mare. Exact. Este un pas mult mai mare, da, pe care noi înainte făceam decât evaluarea cererilor de finanțare. Acum facem și primul pas către plată. Adică devin experți, cum s-a spus, exact, și în această zonă. Tocmai din această perspectivă este nevoie de minim 4 experți. Agentul de dezvoltare rurală, pentru că identifică beneficiarii și sprijină, nu poate fi și expertul care dă bifă, iar managerul GAL este cel care contrasemnează toate aceste activități. Are responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă acolo. Da, și dă și biletul la ordine. Și cu banii, corect. Este ordonator de credit, normal. Spuneați că au crescut ca și număr galurile în România în ultima perioadă. Cât loc mai este pentru astfel de structuri? În momentul acesta, din teritoriul alb, cum îi spunem noi, teritoriul care este acoperit. Acoperit, cred că mai e 7%, pentru că în mare parte teritoriul eligibil în kilometri, populația rurală și mic, rurală este de 61% din teritoriul întregii României, și 45% din populație răspunde acestui criteriu. Galurile cred că au început să se dezvolte foarte mult. Vin acum din urmă galurile urbane, care se desfășoară în acele municipii care au o populație de peste 20.000 de locuitori și cred că... Peste 20 și până la... Până la... Nu există. Fără număr. Fără număr, da. Sunt cele care vor fi finanțate din POCU, da, și credem că vor aduce o mare dezvoltare. Vă tentează să încercați și o astfel de experiență acum la terminarea mandatului? Nu. Nu? Nu, pentru că pentru noi viața începe la sat, nu la oraș. Înțeles, nu, era interesantă pentru că până la urmă, într-adevăr, structura asta rural-urban e atât de diferită, mai ales în România. Noi știm cum a fost făcută... Că, asta nu înseamnă că nu sprijinim. Cel mai important lucru pe care grupurile de acțiune locală le fac este să facă transferul de la urban la rural. Ar fi o contradicție de viziune ca în momentul în care începem să-i ducem pe cei de la urban la rural, să începem să-i ducem pe cei de la rural la urban. Da, da, da. Nu, oricum lucrurile variază, e adevărat. Dar la fel de adevărat este că dumneavoastră aveți dreptate că aceste galuri urbane se referă la cartierele mărginașe, cele care au un aspect rural. Asemănătoare, da. Domnul Brateș, care este locuitor al comunei Stelnica și se află la granița cu municipiul Fetești, da, știe că acolo este în dezbatere acum strategia de dezvoltare rurală a galului urban și noi sperăm ca cele două municipii care încadrează grupul de acțiune Danubius, respectiv municipiul Slobozia, care a și câștigat în prima lansare scrierea de proiecte, scrierea de strategie, uh-huh, pentru galul urban, centru, da. Da, exact, cât și galul de la Fetești să fie finanțate și să se dezvolte. Ar fi extraordinar. Să fie sau e sigur că vor fi? Asta nu putem să spunem. Totuși este concurs de proiecte pe 13 noiembrie. Corect. Nu este aceeași lejeritate pe care galurile rurale au avut-o. Noi ne-am bătut pe număr de kilometri și număr de populație. Corect. Da. Pe când ei se bat pe niște bani, așa cum ne-am bătut și noi în perioada 2007-2013. Este un fel ceea ce ați făcut noastră la început, în cealaltă sesiune. În cealaltă sesiune, da. Bun. Sunt galurile, există un număr, mai sunt 7, mai există o zonă albă, cum spuneați, de 7%. E clar că ele atât vor fi un număr până la urmă limitat și așa mai departe. Ce urmează, dar cel pas de cooperare între galuri, de care începusem să vă întreb înainte de pauză, ce ar însemna cooperarea între galuri sau, mai bine zis, unde ar putea duce acest lucru? Ce ar fi benefic într-o cooperare de astfel de galuri? Înainte de a vă spune ceea ce este benefic pentru cooperarea cu galurile, vreau să vă spun că noi în 2018 vom avea un stakeholder pentru PNDR. Și atunci grupurile de acțiune locală care nu își vor cheltui banii, ce și-au angajat în acest prim contract subsecvent, vor dori să
primească banii celelalte strategii. Celelalte, normal. Este un moment de competiție, dar asta nu înseamnă că Ministerul Agriculturii nu poate să se gândească să ia acești bani și să deschidă o nouă licitație de proiecte. Este un program de dezvoltare. Care ar fi calea cea mai normală după dumneavoastră? Deci să fie redistribuit sau să fie o licitație nouă pentru proiecte? Știți, eu mă gândesc totuși la Alexeni și îmi doresc foarte mult ca și Alexeniu să aibă șansa. Faceți-mi atunci comparația cu modul în care v-ați gândit pentru Alexeni. Pentru Alexeni a spune în felul următor că ar fi bine să mai fie o sesiune de proiecte, dar la fel de adevărat este că sunt colegii mei care știu ce au de făcut, care au reușit deja să depună proiecte de 1 milion de euro pe această alocare. Sunt proiecte pe care AFIRU în momentul ăsta le evaluează, și atunci este normal ca ei să primească alte fonduri și să se dezvolte. Dar sunt convinsă că domnul Potor va găsi și va propune cea mai bună... Are experiența necesară, normal. Și poate gândi și din punctul dumneavoastră de vedere, că a fost președinte al Fenegalului, și poate gândi și din funcția de secretar de stat, astfel încât să aibă o echitate din toate punctele de vedere, pentru oricum o să fie nemulțumiri la un anumit moment, numai că asta trebuie să fie insignifiante sau atât de puține față de beneficiile celorlalți. Orice schimbare aduce nemulțumire. Sigur că da. Dar important este să ai curajul de a o face. În ceea ce privește cooperarea, măsura 19.3 a fost, sub măsura 19.3 a fost în dezbatere publică. Sunt colegi de-ai noștri care sunt foarte mult interesați, nu se referă numai la bune practici, se referă și la investiții. Cu siguranță, Molul Țărănesc este un proiect... Și este funcțional. Și este funcțional. Are într-adevăr niște probleme pe care cei de la ANSVSA le ridică, dar noi suntem siguri că se va găsi... Da, se poate ajunge la o discuție, adică ANSVSA-ul nu poate să fie atât de strict să zică, ok, în zona asta nu sunt atât de mari să poată fi controlați, dar minimum de reguli și de strictețe o să existe, numai că nu poți să cer unei astfel de asociații, ceea ce cer unui mare procesator sau producător sau cum vreți să spuneți. Corect, așa este. De altfel, domnul ministru Daia și-a exprimat nu numai dorința de a ajuta, dar a și organizat niște întâlniri. Chiar acum o lună de zile la Brașov. Și vom încerca în continuare până când vom găsi modalitatea legală ca lucrurile să se desfășoare și pentru siguranța celui care cumpără, dar și pentru cel care vinde. Da, interesant. Ne apropiem de sfârșit, mai avem, cred că, un minut, două, a trecut repede. Discuția a fost și pe de-o parte tehnică, pentru că, sincer, nici eu nu cunosc chiar la mănunt, așa cum dumneavoastră cunoașteți, cu măsuri, cu numere, cu tot ceea ce înseamnă, dar e normal să întreb curiozitatea mea ca și jurnalist și mai ales modul în care trebuie să explicăm și celor care nu sunt atât de familiarizați cu toate noțiunile astea, ne-a făcut să treacă atât de repede emisiunea. Domnul Brateș, în momentul de față, ce vă doriți pentru Galul Dunărea de Jos? Ca toți partenerii care în momentul de față, deci au fost informați de măsurile care există, să vină și să depună pe măsurile pentru care au fost informați, să putem accesa întreaga sumă pe care o avem la dispoziție. Să dezvoltăm statul românesc în cel mai scurt timp. Pentru că așa cum discutam și cu colega dumneavoastră, nu se știe exact care va fi situația în Europa, pentru că Brexit-ul a creat o problemă. Sigur, e o breșă importantă în ceea ce înseamnă. Ne dorim să accesăm cât mai repede, să se contracteze întreaga sumă care a fost alocată galului nostru. Da. Și nu numai galul nostru, ci tuturor colegilor care activează la nivel de țară. Mandatul dumneavoastră mai este încă în ceea ce privește conducerea Fenegalului. Ce vă doriți în perioada în care mai puteți, să spunem, lua decizii și da o direcție acestei structuri Fenegal? Să impulsionăm cât mai mult și să accelerăm sistemul de absorție. Orice euro care intră în teritoriu trebuie să ajungă acolo unde trebuie și să aducă care au nevoie de plus el. Valoare. Ăsta este rolul galului, să aducă plus valoare pentru comunitatea rurală. Am înțeles. Și noi asta ne dorim. Încredere. Ăsta e cuvântul cu care noi închidem emisiunea de astăzi. Încredere. Galurile, iată, dau încredere comunităților locale. Noi vă dăm încredere aici prin ceea ce încercăm să facem în emisiunea Realități Rurale. Mulțumim celor două invitați de aici. Mai așteptăm și la emisiunea colegului meu, pentru că și acolo se vor relua anumite tematici, dar legate mult mai mult de ceea ce înseamnă fermier, agricultor.
Și ne vom revedea peste un timp, după ce se deschid probabil undeva spre sfârșitul anului sau poate chiar la începutul anului viitor, să mai facem o radiografie și să vedem cam unde am ajuns în această perioadă. Noi vă invităm atât la grupul de acțiune Danubius, cât și la grupul de acțiune Naparis. Amândouă sunt foarte aproape de București, sunt în județul Ialomița, amândouă sunt în coordonarea mea și vă așteptăm cu drag să ne vedeți. Ne face plăcere să cunoaștem oamenii din interiorul Galului. Cu mare drag, sunteți invitați și la adunările generale, dar vă așteptăm să vedeți investițiile noastre asta frumoase. Să vedem faptele. Cu drag, vă așteptăm. Mulțumim mult încă o dată. Așadar, închidem astăzi o emisiune Realități Rurale, este ultima din această săptămână. Până săptămâna viitoare, când începem în forță, o să vedeți cu subiecte interesante din lumea rurală, din lumea satului românesc. Vă lăsăm în compania știrilor Agro TV, apoi colegul meu Ovidiu Ghinea, o nouă ediție incendiară, așa cum a fost și cea de aseară, a ceea ce înseamnă Agricultura Raport. Așadar, ne revedem luni.